Vă invit cu respect să vă ridicați pentru a da citire cuvântului lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 12, de unde voi citi începând cu versetul 12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit el. Și dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Amin. Vă mulțumesc și vă rog să luați loc. M-am tot gândit ce să vorbesc la dumneavoastră și spuneam și la Bogdan și la Daniel că am aplicat o metodă științifică între ghilimele, da? Am tras la sorți, Doamne, despre ce să vorbesc? Și-a ieșit asta. Știe Domnul de ce? Știe, nu? Vedeți dumneavoastră, credincioșii și biserica sunt ilustrați în Biblie în mai multe feluri. Ca o turmă al cărui păstor e Domnul. Cine nu știe Psalmul 23? Sau cine n-a citit din capitolul 10 din Evanghelia după Ioan? Domnul este păstorul meu. Nu-i frumos? Dar o altă imagine ne arată pe noi ca fiind o clădire, o zidire. Și piatra din capul unghiului este Hristos Domnul. Și noi, pietre vii, ne spune prima epistolă a lui Petru în capitolul 2, cărămizi, pietre vii care formăm clădirea aceasta. O altă imagine ne prezintă pe noi ca niște mlădițe, care ne tragem seva din Hristos, care este vița. Și tot Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, spune atât de frumos, spune Domnul acolo, eu sunt vița, voi mlădițele, depărtați de mine, nu sunteți în stare de nimic. Rupți de el, suntem nimic. Nimic.
Încă o imagine și mai frumoasă. Biblia ne prezintă pe noi credincioșii ca fiind mireasa Domnului Iisus. Și mirele nostru este Hristos Domnul. Și spune Apostolul Pavel celor din Corint: acum v-am logodit cu Hristos, suntem logodiți cu El, dar pregătiți-vă că vom fi mireasă. Eu aștept ziua aceea, o așteptați? Și încă o imagine, cea din textul nostru, și prin asta vreau să fac legătura cu textul. Noi, fiecare din noi, suntem un mădular în trupul lui Hristos. Noi formăm trupul lui Hristos, fiți atenți. Și Hristos este capul. Toate aceste imagini ne dau un concept de unitate, de a fi una, un tot, nu elemente izolate, nu lupi singuratici într-o lume rea și păcătoasă, ci mădulare în trupul lui Hristos. Asta ne oferă Domnul. Problema corintenilor era atunci și este și problema noastră acum: lipsa unității. Și realizarea unității este o cerință importantă a Domnului, subliniată atât de clar în Biblie, și este o cerință clară și pentru noi. Și așa cum Biblia se referă la cei din Corint, da, încă din primul capitol, din prima epistolă, versetul 10, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit și în gând și în mentalitate și în simțirea, adică trăirea. Amin? Avem nevoie. Nu prea sunteți convinși. Ca tare nu mă voi opri cu predica aici, voi merge în continuare să vă aduc argumente ca la terminare să avem cu toți convingerea aceasta, da? Textul citit ne arată cum pot mădulare diferite să fie una și să formeze o unitate. Pot? Biblia ne spune că pot mădulare diferite să formeze un trup bine închegat. Seamănă ochiul cu piciorul? Dar de unde? Dar fac parte din același trup? Închegat? Ce dă unitate trupului lui Hristos? Asta-i tema. Și primul răspuns care îl găsim aici, în versete de la 14 la 17, este cea de utilitate. Utilitatea fiecărui mădular. Dar, repet, în contextul de unitate este vorba de o utilitate reciprocă. Cum se realizează utilitatea asta reciprocă? Ne spune Biblia aici că prin diferențe. Trăim într-o lume care pune accentul pe diferențe și ne îndeamnă la concurență, la o luptă pentru existență care pe care. Dar uitați-vă că Biblia, contrar acestei mentalități a lumii noastre,
ne învață ca oricât de diferiți suntem noi, să fim una. Cum? Să fim utili unii altora. Prin ce să fim utili? Prin diferențele noastre. Dacă m-ați pune pe mine să cânt cum a cântat echipa de laudă din biserică, cred că de la prima strofă ați ieși afară. Dar vedeți, lucrarea lui Dumnezeu are nevoie și de rugăciune, și de cântare, și laudă, și de predicarea cuvântului, și de una, și de alta. Familia. Poate cea mai diferită persoană de mine, diferită de mine din lumea aceasta, e soția mea. Dar formăm împreună o familie închegată de peste 40 și ceva de ani. Știți de ce, în primul rând? Fiindcă am nevoie de ea, așa diferită cum este. Fiindcă e diferită, am nevoie de ea. Încă unul ca mine nu mai trebuia. Nu aveam nevoie. Așa și în biserică, care este o familie mai mare, da? Fiți atenți, biserica nu este un club. Citeam nu demult de clubul celor posesori de Porsche. Și scrie unul, a, nu-i tare, cel mai tare e clubul celor posesori de Rolls-Royce. Da? Sau clubul celor care joacă golf. Noi suntem aici diferiți, din medii diferite, din condiții sociale diferite. Dar nu contează, în biserica lui Dumnezeu, cu cât suntem mai diferiți, cu atât suntem mai utili unii altora. Să nu uitați asta niciodată. Să nu eliminați pe cei care vi se par diferiți. Fiindcă diferențele ne ajută. Vorbește Biblia despre o biserică. O biserică care a început în condiții, ca să spunem noi oamenii, atât de vitrege, cu diferențe atât de mari, atât de mari, da? Este vorba de o femeie de afaceri din Africa, pe nume Lydia, plus o roabă grecoaică care era ghicitoare înainte și a fost vindecată de duhul de ghicire, da? Grecoaică, roabă. Și temnicerul roman din Filipi. Au putut aceste diferențe să dea o biserică bună? Citiți biserica, epistola către biserica din Filipeni, să vedeți și veți fi de acord cum această epistolă vorbește despre bucurie și unitate. Este una dintre cele mai frumoase epistole, epistola unității. Între oameni așa de diferiți, da, se poate. În Hristos se poate. Mădulare diferite pot forma un trup unitar, da, prin diferențele pe care le avem noi. Și țineți minte, suntem diferiți pentru a fi utili celorlalți care sunt diferiți de noi. Mă refer acum la cineva pe care îi cunosc de mici, da? La Luci și la Luca. De când s-au născut, îi știu. Diferiți. Dar formează o căsătorie unită. Ați venit aici în biserica Adoratio
după cum v-a fost drumul, în principal, să locuiți în Florești, în partea aceasta a cartierului fetei. Ați pus condiții la primirea membrilor în biserica asta de tipul material, financiar, al posesiunilor, al altor valori? Nu. Știu bine că ați pus o singură condiție. Hristos Domnul, al cărui trup îl formați și Dumnezeu să vă ajute să o faceți. În al doilea rând, ce dă unitate trupului? Găsim în versetele 21 și 22. Legătura. Deci primul e utilitatea prin diferențe. Al doilea e legătura care se realizează între aceste mădulare. Și cum se face legătura aceasta? Prin ce? Știți prin ce ne spune Biblia aici? Prin slujire. O familie este unită și puternică atunci când membrii ei slujesc unul altora. Este cea mai tare legătură prin slujire. Nu cred că există vreo familie să nu fie avut discuții și contradicții. Nu cred. Familiile puternice nu sunt familiile care n-au aceste discuții și contradicții. Sunt familiile care știu să le rezolve. Și cum le rezolvă? Prin slujire. Gândiți-vă la biserica primară, că s-a spus despre ea aici. Citiți Faptele Apostolilor 2, capitolul 2, a doua parte, 3, 4, 5, să vedeți cum o biserică de început, cu oameni atât de diferiți, a putut să fie o biserică atât de puternică, încât mulți să zică a răscolit lumea. Niciodată în istoria ei, biserica creștină n-a avut o așa mare dezvoltare și putere ca atunci, la început. Și vedeți acolo că se subliniază cum slujeau unii altora. Nici nu se mai gândeau la ei, ei se gândeau cum să slujească celorlalți. Problema corintenilor în prima epistolă, capitolul 3 cu 3, e definită atât de clar: când între voi sunt certuri, dezbinări și neînțelegeri, voi sunteți lumești, nu duhovnicești. Nu așa e un trup închegat, sănătos, puternic. Nu așa e o familie unită, nu așa e o biserică unită. O biserică unită înseamnă, chiar dacă apare un motiv să te plângi, spune Biblia, împăcați-vă și slujiți-vă, că slujirea duce la cea mai tare relație și împăcare. Nu poți să respingi pe unul care te ajută și care îți slujește. Nu poți. Vedeți dumneavoastră, niciun mădular din trupul lui Hristos nu poate trăi izolat. Poate un picior, o mână, un ochi, să se despartă de trup și să trăiască de unul singur, nu știu pe unde? Absurd, nu?
Ei, așa suntem învățați și noi ca în biserică, așa să ne purtăm. Și ce frumos spune Biblia. Romani, în capitolul 12. Aduceți-vă pe voi, spun cu alte cuvinte pe scurt, da? Pe voi, prin trupurile voastre, în slujirea lui Hristos și în slujirea celorlalți. Aceasta este o slujbă duhovnicească. Aceasta duce la tăria bisericii. Ați auzit de sinergie. Ce înseamnă termenul ăsta? Înseamnă că elemente diferite care singular pot face ceva, dacă lucrează împreună, efectul este cumulativ mai mare decât suma lor separată. Adică în sinergie unul și cu unul fac trei. Sau cinci, sau zece. Dacă luați logaritmi în baza 10. Cum poate o biserică în lumea asta să trăiască unită și tare, slujindu-se unii pe alții, căutând slujirea altora? Slujirea unește într-o mare măsură. Slujirea reciprocă asigură tăria unei structuri. Am studiat, lucram pe un șantier mare la un baraj, împreună cu câțiva colegi. Betonul. Am făcut multe studii și am ajuns la concluzia, o știam teoretic, că betonul cel mai rezistent nu-i betonul care are piatra mare cea mai rezistentă, ci cu cât betonul are mai multe sorturi diferite, și am ajuns la betoane clasa 25 pe 30, din 7 sorturi diferite, cine-i constructor aici? Mâna sus. 7 sorturi diferite, cu numai 265 de kilograme de ciment la metru cub. Care e secretul? Sorturi diferite, unite cu un liant bun. Fiecare sort mai mic ocupa golurile din sortul mai mare. Înțelegeți ideea? Ei, asta trebuie să fie și în biserică. Asta trebuie să fie trupul lui Hristos. Asta vrea Hristos de la noi. Suntem creștini ai lui Hristos? Atunci suntem mădulare din trupul lui. Atunci trebuie să ne gândim cum îi putem sluji pe ceilalți. Ascultați ce spune Biblia în Efeseni, în capitolul 4, da? Și el a, de la versetul 11, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților, membrii din biserică, da? În vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți. A subliniat în Bibliile voastre cuvântul toți? Eu l-am subliniat. Că voi mai face referire la el. Până vom ajunge toți, da?
la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, toți, da? La înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Și fiți atenți, versetul 16, din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți de slujire, da? În măsura ei și se zidește în dragoste. Înțelegeți acum realizarea unității trupului lui Hristos prin legătura pe care o dă slujirea? Nimic nu dă o legătură mai mare decât slujirea în dragoste. Am trecut prin probleme și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat pentru mine. Și merg la biserică și mă oprește o soră bătrână pe care nu o mai văzusem de mult timp. Mă oprește și îmi spune: frate Costel, stai puțin. Da, care-i problema? Eu sunt bătrână, bolnavă, de-abia mă mișc. Și eu nu mai dorm 8 ore. Câteva ore mie îmi sunt suficiente. Și noaptea mă rog. Și atunci, și mi-a spus data, în noaptea aceea mi-a pus Domnul pe inimă să mă rog pentru tine. În noaptea aceea am avut cele mai mari probleme. Nu dădeam 2 bani pe sora aceea, da? Și ați văzut ce rol mare are. Și îmi spune: nu numai pentru tine, eu mă rog și pentru ceilalți. Mădulare cărora noi nu le dăm mare cinste. Dar știți ce mare rol și ce mare valoare au? Și fiți atenți ce vă spun. Și arăt cu degetul de acolo și până acolo. Ești important în trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos este nevoie și de tine. Fă-ți slujba. În numele lui Dumnezeu vă spun, faceți-vă slujba acolo unde Dumnezeu v-a pus. Nu toți trec pe aici, nu? Dar toți au genunchi să și pună jos pentru ceilalți. Să știți, când va veni Domnul în carul lui de biruință cu răsplătirile lui, vom rămâne mirați când îi vom vedea pe unii, unele mădulare, cărora noi nu le-am dat cinste, să le vedem acolo, în fața noastră. Ei n-au fost pe scenă. Ei au fost în spatele scenei. Ei nu s-au văzut, dar au slujit. Și Dumnezeu știe să răsplătească, știe Dumnezeu. Și răsplătește Dumnezeu. Rămânem datori noi oamenii, că uităm sau nu băgăm în seamă, dar Dumnezeu nu rămâne dator. Să știți că fiecare mădular trebuie să-și accepte rolul și să-și facă slujba în trup. Dacă nu-și face slujba, poate credeți că sunt dur. Dacă un mădular nu-și face slujba, este o buruiană.
Buruiana e o plantă folositoare numai ei. Din cauza asta se smulge. Cine nu-și face slujba este un parazit. Nu-i mădular în trupul lui Hristos. Eu nu judec pe nimeni, eu spun principiu biblic. Fiecare să se cerceteze pe sine și să-și dea seama care-i rolul lui, care-i slujba lui și că trebuie să-și o facă. În al treilea rând, nu văd niciun ceas decât pe al meu și nu știu unde mă situez. Ce dă unitate trupului? În primul rând, unitatea reciprocă, da, prin diferențele noastre. În al doilea rând, legătura, da, prin slujirea reciprocă. Și în al treilea rând, poate cel mai frumos, desăvârșirea. Cum? Prin îngrijire reciprocă și ajutorare. Desăvârșirea. Și am citit din Efeseni 4. Până toți vom ajunge la plinătatea lui Hristos. Până toți ne vom asemăna cât mai mult cu Hristos capul. Toți. Și cum se face desăvârșirea asta? Haideți să vă spun. Contrar ideilor acestei lumi, tăria unui sistem nu stă în componenta cea mai bună, ci în componenta cea mai slabă. Constructorule, de ce puneți buiadruși deasupra golurilor? Fiindcă eforturile pe acolo s-ar duce și rezistența clădirii ar fi distrusă datorită părților slabe. Poți să ai cel mai tare beton, cea mai tare structură, dacă într-un loc îi slabă, pe acolo se duce, da? Corect? Luăm un atlet cu mușchi antrenat, știe să lucreze, da? Dar inima nu-i funcționează bine și cade răpus de inimă. Degeaba antrenamente, degeaba mușchi, degeaba putere, degeaba viteză, degeaba rezistență. Tăria lui stă în mădularul cel mai slab. Lucrez în învățământ și contrazic pe mulți. O clasă bună nu-i clasa care are 1, 2 sau 3 olimpici și ceilalți sunt uitați și lăsați de izbeliște. Înțelegeți? Ca să înțelegeți mai bine, tăria unui lanț stă în veriga cea mai tare sau în veriga cea mai slabă? Am un lanț din zale de oțel și unul din plastilină. Unde se rupe lanțul? Înțelegeți ce vă spun? Înțelegeți ce vrea Biblia de la noi? Ce exemplu tare avem în Biblie? Ne spune Biblia în Cartea Numerilor că la un moment dat poporul ajunge la Hațerot. Numele nu contează. Ce s-a întâmplat acolo? Maria și Aaron cârtesc împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Faptul că îl ceartă că a făcut ceva rău e altă treabă. Da, erau apropiați, erau frați și dacă îl certau ca să-l ajute, era ceva. Dar ei au cârtit, spune Biblia acolo, altfel.
atentând la autoritatea lui Moise și spunând ce numai prin Moise poate să lucreze Domnul, prin noi nu. Și Dumnezeu i-a adus la cortul întâlnire și le-a arătat. Voia lui Dumnezeu. Și când norul a plecat, Maria era plină de lepră. Spuneți-mi, vă rog, cei care citiți Biblia, cât timp a fost Maria bolnavă de lepră, cât a înaintat tabăra? Cât? Nimic. A fost scoasă Maria afară din tabără, dar tabăra a stat pe loc. Până Maria s-a pocăit, s-a rugat Moise pentru ea, ea a fost vindecată și a intrat înapoi în tabără și apoi tabăra a putut să înainteze. Gândiți-vă la cei mai slabi din biserică. Biserica nu înaintează cu pastorii ei, cu slujitorii ei de frunte. Biserica este atât de puternică și înaintează atât cât înaintează cei mai slabi din biserică. Amin? Nu prea sunteți de acord. Trece timpul, dar vă mai pot aduce argumente, să știți. Vedeți că lucrarea lui Dumnezeu e diferit față de principiile lumii? Lumea merge pe lupta pentru existență. Lucrarea lui Dumnezeu merge pe cu totul alte principii. Ce spune Biblia? Întăriți mădularele slabe. Fiindcă spune aici că Dumnezeu se ocupă mai mult de mădularele mai puțin frumoase, da? Să le împodobească ca să le dea valoare și lor ca celorlalte. Oare de câte ori suntem îndemnați în Biblie să nu ne uităm la fața omului? Cum alegem noi? Pe ce criterii? Da? Noi vrem să avem binecuvântarea lui Dumnezeu, dar pe criteriile lumii? Ce ziceți? Evrei 12:12. Întăriți mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Întăriți-i. Că atunci biserica este tare. Știți rugăciunea Domnului Iisus? Este în Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Este acolo un punct al rugăciunii de care noi nu prea ținem cont. Îl repetă Domnul de vreo două ori, în total de trei ori îl spune, odată sub o altă formă, dar la fel. Tată, mă rog pentru ei să fie una. Ca ceilalți din lume să mă cunoască. Ziceți că lumea din afară vă cunoaște în primul rând pentru predicile de aici? Ziceți. Pentru cântările de aici? Ziceți. Dar Domnul Iisus spune că lumea din afară vă cunoaște în primul rând prin unitatea dumneavoastră. Cât de tari sunteți? Îmi mai dai puțin timp? Eram la recepția de la barajul Dregan și au venit acolo mai mulți de la București, din care câțiva consilieri mari. Eram în 1987 și un consilier de-a lui Ion Dincă,
cei mai de seama mea știu care erau treburile atunci. Și facem recepția, mergem la masă, servesc la toți țuica acolo și se ridică toți cu paharul în mână, eu fără nimic. Și întreabă unul mare din București, dar dumneata, și spune directorul general, el nu bea. Și mă întreabă de ce. Vă dați seama că mi s-a făcut inima cât un purece? Ăștia mari de la partid. Acum mă trântesc de nu mă văd. Știau ce e, dar nu știau cei de acolo. Și îi spun din motive religioase, eu nu beau alcool. Dar ce religia îi spun? Ia stați puțin să vă spun ceva. Eu, zice el, sunt prieten cu primul secretar al sectorului 1. Și ce-mi povestește el, primul secretar al partidului, dar mare, mai mare decât prefectul și președintele Consiliului Județean la un loc de acum, da? Mare, cu putere mare. Și i-a pus o ședință duminică dimineața și l-a anunțat la ora 9 și l-a anunțat doar cu două zile înainte și ăsta avea în plan să meargă cu familia undeva la munte, la cabană. Și cu bombănelile soției și a copiilor merge la ședință. Mergând pe drum, vede mai mulți oameni cum intră într-o casă. Și întreabă pe șofer. Și ăsta vin la vreo ședință ca și noi? Nu știu, tovarășe prim secretar. Și ajunge acolo unde trebuie și ședința nu poate ține că nu a avut cvorum. Și s-o amânat pe duminica viitoare. El tocmai lămurise soția și copiii, lasă, nu mergem astăzi, mergem duminica viitoare. Pică și duminica viitoare. Nervos ăsta, supărat ăsta, dar nu putea spune nimic. Și duminica următoare, iarăși la ora 9, îi vede pe ea că merg acolo. Și ajunge și luni, cheamă la el niște oameni mari, sociologi și alții. Bă, ia mergeți voi acolo să vedeți cum îi adună ăștia. Și merg în biserică. Merită să vă spun că ne ajută, ne motivează. Merg în prima duminică și vin cu raportul. Și în raport scria mai multe, dar la un moment dat scria așa. S-a ridicat unul la rugăciune să le spună că în satul nu știu care, la o biserică de-a lor, unuia i-a murit vaca, unei familii i-a murit vaca. Știți ce-a făcut? A făcut o colectă, a strâns bani să se ducă cineva să-i ajute să cumpere o altă vacă, că aveau mulți copii și să le dea lapte. În duminica următoare, unul anunță că nu știu ce sat le-au ars la unul de-a lor casa. Au strâns niște bani și câțiva, vreo 3-4, au zis, mergem să-l ajutăm să o reconstruiască. Ăștia n-au convocator. Ăștia s-a tras și de unitatea lor. Degeaba încercăm să-i oprim. Ei sunt prea uniți ca cineva să-i poată despărți. Doamne, noi suntem? Ce ziceți? Fiecare pentru el? Sau suntem din trupul lui Hristos mădulare? Vă gândiți serios la asta? Asta mi-a ieșit să vorbesc astăzi din partea Domnului cu metoda aceea pe care atunci când n-ai criterii nu prea poți, când n-ai date nu prea poți să aplici niciun criteriu, da? Asta a ieșit. De ce? Știe Domnul. Avem mare nevoie ca în lumea asta rea și păcătoasă
noi să fim una. Și să ținem minte că unitatea e dată prin a fi utili unul altuia, prin diferențele noastre. În al doilea rând, unitatea e dată de legătura dintre noi prin slujire reciprocă. Citiți cât de clar spune în Efeseni 4. Și în al treilea rând, unitatea e dată prin desăvârșire, prin îngrijire reciprocă și întărire a celor slabi. Ca atare, vreau să vă spun, în lumina acestui cuvânt, ești creștin, sunt creștin, ești al lui Hristos, ești în trupul lui Hristos, dacă ești util celorlalți, întregului trup, dacă ești legat de ceilalți prin slujire și dacă slujești și întărești pe alții. Amin? Acum vreau să vin înaintea lui Dumnezeu să mă rog pentru dumneavoastră, pentru biserica aceasta, dar și pentru biserica din care facem parte, pentru familiile dumneavoastră. Familia e o biserică mai mică și biserica e o familie mai mare, da? Corect? Haideți să vă ridicați. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta și Te rugăm să ne ierți pentru toate tendințele noastre separatiste, pentru toate tendințele noastre egoiste și, Doamne, pentru toate tendințele noastre de a critica pe alții, de a judeca pe alții și a nu ne face noi datoria și a nu ne face slujba. Te rog, Doamne, ca Tu să Te înduri de biserica aceasta, să Te înduri de cei mari și să Te înduri de cei mici și să-i ajuți, Doamne, pe fiecare în parte să fie un mădular al trupului Tău. Și Te rog, Doamne, pentru fiecare în parte, Tu să-i legi pe fiecare de ceilalți, să nu mai fie niciunul dezlegat sau izolat. Leagă-i, Doamne, pe toți împreună, să fie una înaintea Ta. Și Te rog, Doamne, să ajuți pe fiecare în locul și starea în care L-ai pus să slujească Ție, slujindu-le celorlalți și întărindu-i pe ceilalți. Așa Te rog, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ascultă-ne. Amin.